Bună draga mea, sunt Luna Ala În perioada 14 la 20 ianuarie poți începe în siguranță orice proiecte deoarece luna în creștere favorizează inovațiile. Aceasta este o perioadă bună pentru rezolvarea problemelor monetare, creditarea, încheierea contractelor. Stelele îți recomandă cu tărie să nu împrumuți bani. Acum nu ești în stare să faci față singură preocupărilor care au căzut pe capul tău. Prin urmare, distribuie responsabilitățile în domeniile profesionale și personale. Această săptămână este ideală pentru schimbări pe scară largă în afacerile inimii. La începutul anului este logic să te gândești dacă să continui relația care a fost epuizată de mult. Nu este exclus faptul că acum te vei uita în jur în căutarea unui nou obiect al afecțiunii tale. Cu toate acestea, fii cinstită până la final și, după ce ai decis să faci o alegere în favoarea noii pasiuni, nu uita să informezi partenerul tău actual. Încearcă să soluționezi pașnic orice probleme controversate. Munca intelectuală poate fi însoțită de descoperiri neașteptate. Dacă este necesar, nu ezita să cere ajutor. Este puțin probabil să primești un refuz. Perioada de la 17 la 21 ianuarie poate fi deosebit de negativă datorită neînțelegerilor lui Neptun cu Jupiter și Venus în pe fundalul lunii pline și a eclipsei. Este o perioadă în care pot să apară ispite, înșelări și iluzii. Starea emoțională poate fi destul de instabilă, prin urmare, cel mai mic motiv pentru conflicte și acțiuni nepotrivite este suficient. Toate acestea au de asemenea un impact negativ asupra stării sănătății tale psihoemoționale. Dacă decizi să mergi la sala de sport luni, anulează antrenamentul. În această zi pot apărea probleme cu articulațiile și sistemul musculoscheletic. Acum, hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec o săptămână foarte favorabilă, nu rata șansa. Intuiția ta este la cel mai înalt nivel. Ascultă vocea ei și poți conta pe rezultate incredibile. Încearcă să nu pierzi evenimente care ar putea afecta viitorul tău. Noi cunoștințe romantice nu sunt excluse. Planurile unei călătorii se pot schimba și acest lucru îți va afecta în general viața. Tot ceea ce visezi va veni în viața ta, dar cu o singură condiție. Trebuie să muncești din greu. Dacă asta nu te sperie, pregătește-te să te odihnești în curând pe laurii victoriei. În această perioadă, poți ajunge sub un val de boli virale. Nu lăsa sănătatea să-și urmeze cursul pentru a nu câștiga probleme inutile. Marți, poți decide pentru o întâlnire foarte importantă pentru tine, dar este mai bine să nu faci promisiuni concrete. Joi, o problemă la locul de muncă poate crea controverse în familia ta, deci acordă prioritate. Vineri poate fi o zi complet inutilă, nu obții niciun rezultat. Copiii îți pot testa puterea, sarcina ta este să nu-ți pierzi răbdarea. Weekendul ar trebui dedicat propriei case, să o pui în ordine după ultimele sărbători, așa cum strigă în cor planetele reunite în casa a cincea astrogramei tale. Te vei odihni mai târziu. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur în această săptămână nu doar implementezi planul tău, dar reușești să rezolvi toate problemele vechi. Nu pierde timpul și începe să acționezi de luni. Dacă ți se va cere ajutor, nu ar trebui să refuzi. Totul se întoarce. Sfera financiară va începe să se îmbunătățească. Aștept să primești bani. Nu vor fi atât de mulți, dar este mai mult decât nimic. Este posibil ca la serviciu să trebuiască să modifici ceva din cauza unor probleme cu echipa sau a dezacordurilor cu șefii. În rezolvarea problemelor profesionale, asculteți intuiția, dar alege calea de acțiune, apoi asigură-te că ai o abordare practică și rațională. În viața personală nu este de așteptat nicio schimbare. Dacă ai fost singură, cel mai probabil o vreme acest statut va rămâne. Cele căsătorite se pot bucura de o idilă. Dacă ceva îți poate întuneca fericirea, atunci numai problemele minore ale gospodăriei vor fi în calea ei. Micșorează-ți ambițiile și e mai bine să vorbești mai puțin, mai ales marți. Nu te baza pe promisiunile celorlalți, ia inițiativa în mâinile tale. În niciun caz nu pierde încrederea în tine și în puterea ta. Astrele situate în casa a șasea a astrogramei tale insistă, consultă-te cu oameni cunoscuți, nu acționa de capul tău. Weekendul va fi un pic plictisitor, dar te vei relaxa pe deplin. Cu sănătatea ai grijă, pe la sfârșitul săptămânii se poate deteriora. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, încearcă să nu perseverezi în probleme pe care nu le poți rezolva în acest stadiu. Este un moment bun pentru a te întâlni cu vechii prieteni. Poți obține informații interesante de la ei. În această perioadă, familia va fi în prim plan pentru tine. Cu munca și promovarea pe scara carierei va trebui să aștepți. Vei găsi câteva întâlniri importante, cele mai interesante, în a doua jumătate a săptămânii. Internetul și televiziunea vor deveni prietenii tăi cei mai apropiați în aceste zile, iar canapeaua ta preferată va fi centrul tău de petrecere a timpului liber. Cele mai fericite minute îți vor fi oferite de un chat cu cei mai apropiați, familia sau partenerul. Evident, ai planuri care diferă de acele lucruri care se întâmplă. Deja în iercuri îți dai seama că nu poți obține nimic și va trebui să aplici tactici de schimbare. Cele care nu au găsit încă un suflet pereche vor începe să înțeleagă toate deliciile vetrei familiei. Nu căuta întâlniri cu o persoană care nu o interesează persoana ta. Vei obține o altă dezamăgire lasă temporar accentul pe viața personală. Totul se va întâmpla atunci când este destinat să fie. Joi poți constata că trebuie să cumperi urgent un abonament la un centru de fitness. Astrele adunate în casa a cincea astrogramei tale spun că la sfârșitul săptămânii vei lua inițiativa de a înviora viața de familie, dar printre rudele tale nu va exista o singură persoană deschisă la experimente. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac. Norocoasă. Poți auzi asta de oriunde la adresa ta. Și, într-adevăr, ești. Fortuna va fi grațioasă pentru cele singure, mai ales în ceea ce privește viața personală. În cele din urmă, cineva va găsi o cheie pentru inima ta. Nu-ți fie frică să îți exprimi sentimentele, și o adevărată sărbătoare va veni în viața ta personală. Stelele îți promit cunoștințe neobișnuite. În această săptămână vei fi deschise dialogului. Săptămâna este favorabilă pentru tot felul de acorduri atât de afaceri cât și relațiile de prietenie. Interlocutorii tăi vor fi prieteni, vecini, o mătușă în vârstă și un mare număr de oameni pe internet. Pentru cele aflate într-o relație, singura persoană care nu primește atenție de la tine este sufletul tău pereche. Când îți vei aminti în sfârșit existența lui, vei realiza că iubitul tău a descoperit un nou hobby pentru el și a cheltuit o mulțime de bani din bugetul familiei. Unele situații pot fi discutate miercuri, dar nu vei reuși să obții un anumit rezultat. Evite supraîncărcarea fizică și psihoemoțională. Prietenii tăi nu vor refuza să te ajute, iar partenerii vor fi pregătiți să te întâlnească. La sfârșit de săptămână, acordă atenție sănătății. Astrele situate în casa a patra a astrogramei tale fac semne disperate ca să te avertizeze. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, trebuie să te trezești. Se pare că după sărbători intenționezi să hibernezi. Nu ești interesată de nimic ce se întâmplă în jur și nu poți înțelege ce dorești să faci. Depresia ușoară apare din cauza incertitudinei privind ceva legat de casă, iar acest subiect te poate îngrijora tot timpul. Trebuie să îți planifici acțiunile și să devii mai hotărâtă. Nu fi surprinsă dacă dorințele din această săptămână devin realitate. Adevărat, pentru punerea lor în aplicare, va trebui să faci un efort să fii pregătită pentru acest lucru. Încearcă să fii mai liniștită și mai plăcută în relațiile cu cei dragi. De marți vei vedea perspective excelente pentru implementarea de noi proiecte, precum și consolidarea poziției profesionale. În toate zilele următoare te vei gândi la o problemă importantă. Sunt șansele de recompense în numerar. În mijlocul săptămânii, evită cheltuielile nesăbuite. Vineri poți să întâlnești prieteni apropiați care îți pot oferi sfatul potrivit. Este posibil să decizi viitorul pentru Uniunea de Dragoste și dacă merită să dai mai multe șanse acestei relații. Sâmbătă, norocul se va întoarce spre tine. Planete prietenoase în casa a șaptea astrogramei tale spun că în weekend pot să apară călătorii neașteptate, evenimente interesante. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, cu un val de entuziasm și putere fără precedent, poți rezolva rapid toate dificultățile întâmpinate. Știi cum să te uiți la situația dintr-un alt unghi, ceea ce îți oferă o oportunitate excelentă de a găsi o abordare non-standard și, în același timp, de a-ți crește averea financiară. Perspectivele a carierei strălucite se deschid în fața ta. Tristețea nu va avea timp să se cuibărească la tine. În mijlocul săptămânii poți simți nevoie de aventură, să dorești ceva nou. Simte libertatea de a îndrăzni. Îți vei fi amintit o idee îndrăzneață care a fost amânată pentru o lungă perioadă de timp datorită lipsei timpului liber și continui să o revizuiești sistematic. Un prieten vechi sau o rudă te va ajuta în acest sens. Începând de joi, vei simți o sete aprigă să testezi o nouă direcție. fă -o! Stelele adunate în casa a treia astrogramei tale îți promit ajutorul și sprijinul. Dacă brusc starea ta de spirit se deteriorează, gândește-te cât de mult mai trebuie să faci. În curând vor exista noi prieteni și oameni minunați care te vor ajuta să găsești talente neașteptate în tine. Ai grijă de ceea ce ai planificat și cel mai probabil va fi legat de educație. Sfârșitul săptămânii îți poate aduce laude bune despre tot ce ai făcut. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Săptămâna este potrivită pentru orice, chiar și cele mai dificile angajamente. Încearcă să rezolvi problemele controversate în mod pașnic. Neînțelegerile nu se vor sfârși în favoarea ta. Săptămâna aceasta este excelentă pentru creșterea carierei. Dacă dorești să câștigi niște bani în plus, în acest moment ți se poate oferi această oportunitate. Nu refuza o sursă suplimentară de venit. Există mari șanse ca cele fără obligații să înceapă o familie sau să legitimeze o căsătorie. Altele pot răsuci o poveste de birou. Totul se va termina cu bine dacă colegii nu vor suspecta nimic. Miercuri poți primi un ajutor neașteptat pe care nu ar trebui să-l refuzi. Dacă ai o familie, atunci, în acest stadiu, nivelul bunăstării va depinde cel mai mult numai de tine. Vrei un sentiment de confort, liniște și bucurie când te întorci acasă? Apoi demonstrează rezistență, capacitatea de a înțelege pe ceilalți și nu fi la comă ca urmare vei fi mai mult decât mulțumită. Cele care intenționează să-și ordoneze dinții, este mai bine să aloce timp pentru asta sâmbătă, când vor fi planetele tale prietenoase adunate în casa a patra a astrogramei tale. Duminica este mai bine de petrecut cu prietenii. Du-te la o cafenea și tocați împreună frunze la câini. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion Te poți găsi în lumina reflectoarelor în orice sens. Această săptămână promite succes în carieră, un nou statut social, victorii pe frontul dragostei. Pentru a avea timp pentru toate în aceste șapte zile, încearcă să pictezi din timp planurile. Dacă nu ai încredere în abilitățile tale, poți rata o ocazie după alta. Din anumite motive, stima de sine este redusă și trebuie ridicată urgent printr-o muncă rapidă și ușoară care va da un rezultat bun. De exemplu, mergi la un salon de înfrumusețare și schimbă imaginea. O zi potrivită este miercuri. Orice formă de izolare îți poate afecta negativ sănătatea. Este o săptămână în care alți oameni vor avea nevoie de tine. Unele dintre voi pot să fi încheiat de curând un roman. Firește, acest lucru cauzează o atitudine negativă față de viață și situația poate fi corectată numai dacă întâlnești imediat un alt morcov tânăr. O zi minunată pentru noi cunoștințe este miercuri. Joi este posibilă o achiziție mare sau un venit bun de bani, chiar și o victorie. Fii atentă cu finanțele! Pe astrogramata ta este de remarcat că vineri ți se poate oferi o șansă de a fi admirată și de a primi cadouri sau de a petrece frumos. Dacă dorești întâlniri personale, ia inițiativa. Bărbații nu te pot refuza acum și poți petrece weekendul foarte bine. Prin urmare, persoana care te va interesa la rândul său va fi de asemenea interesată de tine. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, pentru ca această săptămână să fie de succes pentru tine, va trebui să muncești din greu. Succesul va depinde în mod direct de capacitatea ta de a lucra. Fii pregătită pentru griji suplimentare, pentru experiențe și pentru momente dificile. Dar există și o veste bună. Cel mai probabil, dificultățile doar te vor îngreuna. Astrele avertizează: dorințele tale nu coincid cu viața reală, numai că nu te deranjează. Este posibil ca luni să ți se dea informații false. Prin urmare, verifică totul personal. Cele care doresc să consolideze relațiile pot conta pe perspectivele pe termen lung. Dar pentru asta trebuie să faci niște eforturi. Mergeți împreună în locuri publice, participați la evenimente aglomerate, mergeți la cafenele și restaurante. Adere la un stil de comunicare pozitiv. În acest stadiu, vorbind despre probleme și dificultățile pe care le ai, vei face o notă tristă care poate dăuna serios comunicări armonioase. Amintește-ți că ar trebui să fii frumoasă și interesantă, nici de cum copleșită de jocurile vieții. În a doua jumătate a săptămânii, stelele îți promit un profit bun. Banii pot fi cheltuiți pentru o achiziție mare, despre care ai visat mult timp. Totuși, este mai bine să mai aștepți. La sfârșitul săptămânii poți primi o ofertă avantajoasă care la început te va sperea cu nerealitatea. Cu toate acestea, dacă o accepti, te poți alege cu un scor mare. Astrele adunate în casa a treia astrograme tale spun că nu vei putea să te odihnești în weekend. Poate fi ceva de muncă urgent. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn Nu îți fie teamă să iei decizii responsabile, dar nu ignora sfaturile utile. Acționând pe un plan bine gândit, vei obține un rezultat mai bun. Se pare că ai înțeles în cele din urmă că nu te poți împovăra cu multe lucruri și că întotdeauna îți asumi toată responsabilitatea. Poate că te-ai hotărât să devii mai egoistă față de parteneri și faci tot ce trebuie. Parcă te-ai săturat de sărbători și ai nevoie de o pauză de divertisment. Cele singure riscă să fie ilizibile în relația lor. În sfera financiară, totul va fi bine cu tine, dar banii mulți pe care îi visezi nu pot fi câștigați atât de ușor. Marți, o întâlnire cu prietenii te poate face să te gândești la modul în care poți schimba locul de muncă și nu te tem deloc. În această săptămână va trebui să aloci timp pentru a rezolva o serie de sarcini la care nu ai putut ajunge la timp. Fii pregătită pentru cheltuieli bănești și destul de mari. Asigură-te că verifici toate tranzacțiile financiare pentru a nu plăti în plus. În weekend, starea ta poate fi caracterizată de picături puternice de ploaie. Dacă nu dorești ca apariția ta la petreceri să devină o cauză a disputelor, păstrează-ți emoțiile turbulente acasă. Nu-ți neglija starea de sănătate. Acum este posibilă deteriorarea ei, după cum susțin stelele din casa a patra astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător! Ești gata pentru o schimbare? Te excită? Viața pare monotonă și plictisitoare și, într-adevăr, nimic nu s-a întâmplat de mult timp. Ia inițiativa în propriile mâini și poți să te înregistrezi singurică chiar și pe site-ul de întâlniri online, iar răspunsurile vor veni rapid și vei avea parte de ceva într-o seară. Se pare că tot nu ai înțeles cum să câștigi bani cu noile tehnologii, iar acum înveți ceva nou. Miercuri și joi sunt deosebit de reușite pentru cursuri de comunicare managerială pe rețelele sociale. Acordă o atenție deosebită pentru membrii de familie în vârstă. Nu avea încredere în informații neconfirmate chiar dacă știi sursa acestora. Săptămâna poate să pară o perioadă dificilă, când totul se înrăutățește și problemele se revarsă una după alta. O avalanșă de neînțelegeri minore și deranjante legate de activitatea ta profesională poate curge literalmente. Probleme pot să apară și în domeniul relațiilor personale. Fii pregătită să faci fața problemelor acumulate. Reprezentantele singure ale semnului au șansa de a întâlni o persoană interesantă. Dar dacă va deveni a doua jumătate a ta, astrele nu vor să spună. Stele situate în casa a 11 a astrogramei tale îți recomandă să fii de acord cu prietenele despre o petrecere la sfârșitul săptămânii, iar apoi îți vei asigura o întâlnire plăcută. Pot exista noi cunoștințe. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! Acum toate ușile vor fi deschise pentru tine. Dacă ai planificat ceva mare, fă primul pas în acest moment. Nu este exclusă promovarea în serviciu, ceea ce ar presupune o creștere a salariului. Poți ajunge la un nou nivel în ochii colegilor și șefilor. În această perioadă, intuiția îți va fi utilă, vei învăța să asculti semnalele acesteia. Orice inițiativă îți va oferi o bază solidă pentru dezvoltarea ulterioară a afacerilor. Fii pregătită pentru întâlniri fatale, după care viața ta se poate schimba. Cu niște prieteni vechi, poate că va trebui să-ți iei la revedere. Joi fi cu ochii pe telefon, poți primi un apel care te va surprinde și vei fi gata pentru o întâlnire. Dacă ești într-o relație de dragoste, încearcă să fii mai puțin geloasă față de partener, mai ales dacă nu există niciun motiv pentru aceasta. Poți provoca o furtună de indignare. Poți fi destul de capabilă să devii un uzurpator al relației. Nu ți fie teamă să dai. Fii generoasă și totul se va întoarce în bine. În ceea ce privește sănătatea, trebuie doar să te privești. Nu există niciun motiv să îți faci griji, dar merită să fii în alertă, după cum susțin stelele din sectorul 4 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Der stippt.